Hei, yo! Salutare, jupăneilor! Bine ați venit la un clip nou, deși despre FIFA 18, un nou business din seria cu SBC-uri. Astăzi facem League and Nation Basics, e de la secțiunea Basic. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede jocul de așa de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. De la acest puzzle o să luăm 4 paghețele, 1 silver, 2 de 7500 și un Mixed Player Spec. Nu cred că e Prime, nici Premium, e doar Mixed. Însă, pentru început, trebuie să ne mulțumim și cu astea. Așa că, haideți să mergem. Să vedem, am pregătit eu jucătorii, sunt doar 3. Dacă ar fi fost 4, aveam 5 pachete, era mai ok. Dar așa au hotărât ei, nicio problemă. Începem cu One League Attack. Avem 5 poziții, restul blocate și ne cere așa. Exact o ligă de jucători din aceeași ligă. Exact 5 naționalități. Naționalitățile trebuie să fie diferite. Nu, de exemplu, nu se poate să fie doi nemți. Eu am făcut din liga a doua engleză sau a treia, ia să vedem. Pam, 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 nu, din Bundesliga 2. Și mi-a ieșit chemistry 45, exact 45 avem. Probabil voi nu vedeți că acolo am facecam-ul. Și number of players in the squad 5, cum ziceam, fiindcă astea sunt pozițiile goale. Nu ni s-a cerut rating. Foarte bine. Bun, și ne-a dat un premium silver player spec. Băi, faza bună e că pachetele sunt tradabile. Silverii o să coste ca și anul trecut destul de mult, mai mult decât gold non-rare, chiar și gold rare în unele cazuri. Mergem mai departe, One Nation Midfield. Aici trebuie să tot 5 poziții avem, da, trebuie să punem 5 jucători. Cerințele sunt exact o naționalitate, dacă acolo a fost exact o ligă, aici trebuie să facem o naționalitate. Exact 5 ligi, deci trebuie jucători de aceeași naționalitate, dar din ligi diferite. Și chemistry 45, exact atât am și eu. Eu am mers pe următoarele ligi. Hai să vedem, Premier League, Scoția, Liga 4, Liga 3 și Liga 2 engleză. Dacă n-ați reușit sau încă n-ați făcut acest SBC, puteți să copiați modelul meu. Sau puteți să îl faceți și voi, că doar sunteți băieți deștepți. Și ne-a dat un pachet de 7500. Bun, și Multi-League and Nation. Ia să vedem ce zice și aici. Aici am apelat la jucători gold non-rare. Deci, jucători din aceeași ligă maxim 2. Jucători din aceeași maxim 2, din aceeași țară, pardon, maxim 2. Exact 6 cluburi. Și overall 65. Ni s-a cerut și overall. Și chemistry 85. Eu am 60 rating și 49 chemistry. Da, trebuie practic 2 jucători de aceeași naționalitate din aceeași ligă în cele 3 compartimente și îl terminați. E practic simplu. Hai să vedem. Și primim, bineînțeles, un premium gold pack plus, cum ziceam, ne mai dă și un ce, fraților? Un ce oare? Bineînțeles, un Mixed Player Spec. Aici sunt 12 jucători, 4 bronze, 4 silver, 4 gold și, din păcate, doar unul rare, din câte știu eu. Băi, eu mai am aici niște pachete, dar nu pot să le deschid, mai am 2. Vreau să strâng și pentru episodul de pack opening. Este vorba de League 1 Premium Gold Pack și Premier League Premium Gold Pack. Deci ultimele nu le putem deschide. Ne focusăm pe astea. Da, cum ziceam, asta e pachetul. Hai să începem cu asta silver. E un infor silver în Team of the Week, dar nu e nicio șansă să-l primim noi. Ok. Hai să vedem. Bun. Arajuri center pack. Ligile mă interesează. Practic să văd din ce ligi am luat. Ok. Cred că liga japoneză aici. Anglia. Ah. Voiam championship. Uite aici, avem unul de Bundesliga, va fi foarte bun la Ligi, la SBC-ul cu Ligi și din Australia, asta e Liga 2, nu cred că va fi nimic, prin Columbia poate, Liga 2, nu? Liga 3, incredibil. Da, sunt tradable,
asta e partea bună. Confirm, păstrăm toate. Hai să vedem, deschidem Mixed Players. Nu, deschidem Premium Gold pack-urile astea. Hai să vedem, nu mă aștept la board, fiindcă e aproape imposibil să-l dea. Bun, ia să vedem, nici măcar Gold Rare. Zagoev, center midfielder din Rusia, de la CSKA. Altceva. Traore, Pasalic, ia uite, Loți, Bălăni, ei, o să intre la noi în echipă. Left midfielder to left winger, Beju Angliei. Compar price. 1000. Băi, dacă l-am dat la 1500 ar fi frumos, pardon. CIM2CM invers era bine. Nu știu dacă se dă cu atât. Ar fi bine dacă am luat 2500 pe ambele cumulate, înțelegeți? Nu 2500 pe fiecare, gen 1250 în medie. Fitness-ul 200, avem și niște contracte, 250. Ia să vedem asta. 200, poate se dă, dacă nu, cred că o folosim. Bun, hai să vedem următorul vânătorul. Nu știu dacă e câștigătorul, la cum arată nu e niciun câștigător. Ei, ne-a dat Gold Rare măcar, Spaniol Rai midfielder, Sarabia, ok, Pablo Sarabia. Luăm și pe ăsta, cred că 1000 coins. Orice ban, e bine venit. Bun, ne-a dat și un player pick, Marfo. L-avem pe Hernandez, păcat că a plecat, ăsta nu cumva era în Premier League. Nu știu exact, dar parcă da. Squad Fitness, ia să vedem. Compar price. 750 dacă luăm, sunt mulțumit. Eder, Adrian, Sarabia, ia să vedem, pe acolo 750. Hai să dăm și player pick-ul, nu? Redeem player pick. Nici nu, n-am văzut între cât și cât era. Ok, cred că o să le iau pe Giovanni Sio, Sio Stock de la Pantof. Da, le iau pe Sio, e Franța, e și rare și e foarte bine. Are you sure? I'm very sure. Marfă, din pachetul ăsta facem 2500, 3500, 4000, 5000 coins. Dintr-un pachet de 7500 să faci 5000 coins. Eu zic că e decent. Mixed players pe command, să ne dea gold rare-ul. Nu, să nu-mi dea cumva silver-ul sau altceva. Ei, e gold-ul? Da, e gold-ul. Hai, oh, Pulisic, mamă! Pulisic, păcat de șutul ăla, mă, dar oare face ceva? Jucătorul de la Dortmund. Bine că a dat gold rare. Aia mă bucur. Bun, ia uite, l-am luat și pe Boldor. Ok, Spaniol, Spaniol. MLS. Ia să vedem Pulisic. Ok, Pulisiciu. Cred că luăm 2500 maxim. Deci 2000 sigur luăm pe Pulisic. Hai să zicem 2000. 3500 pe ăștia momentan nu-i vând. 3500 din pachetul ăsta. Da, destul de interesant. E ok. Am făcut și noi, cred că în jur de 10-15.000 din aceste SBC și ați văzut, practic e foarte ușor de făcut, nu cheltuiți foarte mult, puteți să scoateți profit. Cam ăsta a fost episodul, fraților, nu vreau să mă întind foarte mult, fiindcă am origin acces basic până apare pe 25 pentru pre-order-ul meu și ideea mă grăbesc puțin așa, mai pe repede pe repede înainte. În fine. Băi, da, cum ziceam, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Surdaciu, gazda voastră, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni, ați fost jupânii telespectatorii pentru acest clip și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.